Echipa masculină de polo CSEA Steaua București BA a pierdut meciul din etapa a noua Ligii Campionilor în fața spaniolilor de la Barceloneta cu scorul de 10 la 14. Primele trei reprize au fost adjudecate de echipa oaspete, care le-a câștigat cu 5 la 3, 3 la 1 și 4 la 1. În ultimele 8 minute, poloiștii antrenați de Andrei Iosep s-au mobilizat și au reușit să câștige repriza cu 5 la 3. Pentru echipa noastră, cele mai multe goluri au fost reușite de Uroš Kukovič, care a marcat de 5 ori. Am crezut că putem mai mult, am crezut că putem să le punem problemele care le-am pus la Barcelona, dar ce am pregătit noi nu prea a funcționat. Ne-au surprins cu șuturile de la distanță. Barceloneta rămâne o echipă de top și atunci când iau avantaj e foarte greu să mai te apropii de ei. Următorul joc al Stelei în Liga Campionilor la polo va fi tot în bazinul din Ghencea cu Dinamo Moscova pe 27 februarie de la ora 20:30.